În această dimineață, autoritățile dolgene au raportat alte 3 noi cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2. Numărul persoanelor diagnosticate a ajuns până acum la 132. Printre cei infectați se află și 23 de persoane care lucrează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Acestea sunt internate sub supravegherea medicilor la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș din Craiova. Este vorba de 21 de jandarmi, un polițist, dar și un polițist de frontieră. Nici colegii nu au scăpat de pericol. 69 de jandarmi, 21 de polițiști, 14 polițiști de frontieră și un pompier sunt izolați la domiciliu. Situația epidemiologică arată că 523 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, iar alte 478 de persoane se află în carantină. Până la această dată, 2032 de persoane au ieșit din carantină, 13.449 au ieșit din izolarea voluntară la domiciliu, iar 57 de dolgeni au fost declarați vindecați și externați. Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sănătoase și nu prezintă simptomatologie specifică afectării de către virusul COVID-19. Potrivit grupului de comunicare strategică, astăzi, până la ora 13, la nivel național, erau 14.107 persoane confirmate pozitiv cu coronavirus și 5.788 declarate vindecate și externate. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate alte 270 de noi cazuri de îmbolnăvire. Conform autorităților române, până la ora 14, 858 de persoane au decedat din cauza coronavirusului și 244 de pacienți erau internați în secțiile de ATI.